Bună ziua! Ne aflăm la Muzeul Arheologic Histria, unde îl avem alături de noi pe domnul Georgi Căstan, care ne va povesti ce vom vedea astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la Muzeul Arheologic Histria, din cadrul Complexului Arheologic Histria. Aici ne aflăm în Muzeul de Sit, cel de-al treilea în ordine cronologică. Înainte vreme, în perioadă interbelică, prin anii 1920-21, a mai fost construit un muzeu de Vasile Pârvan, inițiatorul cercetării arheologice histriene, începând cu 1914. Din păcate, el s-a prăbușit. În perioada imediat următoare, între 1927-1942, atunci când la direcția acestui șantier a fost Caralan Birnov, studentul lui Vasile Pârvan, a mai fost construit cel de-al doilea muzeu histrian. Ei bine, în anul 1983 a fost dat în folosință acest muzeu modern, în care sunt păstrate și expuse o serie de obiecte descoperite în cetate și în teritoriu din 1914 până în prezent. Chiar Vasile Pârvan menționa în primele campanii de cercetare arheologică, datorită bogăției și diversității acestor piese, denumea Histria metaforic Pompeu românesc. Aici, în acest muzeu, sunt prezentate și expuse, printre altele, numeroase obiecte din ceramică indigenă, ceramică grecească, de o calitate extraordinară, cu figuri negre, ceramică atică cu figuri roșii, ceramică elenistică cu glazură sau firnuț negru, ceramică romană, terra sigillata, de lux, o serie de inscripții, elemente arhitectonice care au aparținut unor edificii publice și de cult, relieful sculptural cu reprezentarea unor divinități adorate la Histria și, bineînțeles, avem câteva încercări de restituții al unor monumente de cult și aș da două exemple, o fațadă a templului Marelui Zeu, al lui Teos Megas, pe care o să vedem și o să o descriem în câteva cuvinte, și, bineînțeles, a Bazilicei Episcopale, construită în secolul VI după Hristos, descoperită de un cercetător extraordinar, pe numele său Alexandru Suceveanu, în anul 1979. Practic, cercetarea acestei bazilici episcopale s-a desfășurat pe perioada de circa 22 de ani. Avem monografia publicată în anii 2000, care se regăsește în această vitrină în care sunt prezentate publicațiile din seria Histria, publicațiile monografice Histria. În aceste cărți, practic, sunt publicate, sunt editate informațiile culese de cercetători de-a lungul vremii în urma săpăturilor arheologice histriene. Sunt cărți care pe noi ne ajută foarte mult, deoarece putem, eu știu, reconstitui o bucățică, da, un fragment, o clipă din viața de zi cu zi a unui locuitor histrian. Aici, pe această hartă, este prezentat teritoriul histrian, bineînțeles Histria, care se regăsește acum pe actualul țărm al lacului Sinoe, odinioară, golf la Marea Neagră, golful Halmiris, ulterior, datorită procesului hidrologic de nisipare, de colmatare, practic golful s-a închis și s-a constituit în timp, începând cu Antichitatea Târzie, actualul complex lagunal Razim Sinoe. De ce este importantă această relație dintre Histria și gurile Dunării? În primul rând, motivele întemerii Histriei rezidă în identificarea și exploatarea resurselor naturale din zonă. Una dintre cele mai importante resurse o constituia existența sturionilor pe brațul Sfântului Gheorghe, pe uce denumit în antichitate de romani. De ce era important? Pentru că această ocupație de bază a reprezentat aproape singura sursă de venit constantă a Histriei greco-romane, atât cât a fost locuită aproximativ 1300 de ani. Da? În hinterland, cum îi spunem noi, teritoriului, au fost identificat și exploatat terenul agricol,
propice, da, acestei activități. În teritoriu au mai fost exploatate cariera de calcar de la Babadac, materialul litic fiind folosit în edificarea, în elevația zidurilor de incintă succesive și a marilor monumente, da, histriene. După aceea a fost exploatată mina de cupru de la Altântepe și, bineînțeles, nu trebuie să omitem un lucru extraordinar, și anume identificarea, captarea, transportarea, depozitarea și alimentarea cu apă potabilă a întregului oraș și a celor două băi publice realizate, construite, de fapt, termele în secolele 1-2 după Hristos. Apa era adusă prin mai multe rețele de apă, de apeducte, de la circa 25 de kilometri în actuala localitate Fântânele. Iacătă, aceste resurse naturale i-au determinat pe vechii greci, veniți de peste mări din Milet, să fondeze Histria. Există chiar o contradicție, să zic așa, între întâietatea de prim oraș atestat documentar, da, în această zonă, în Dobrogea. Și aici această întâietate și o dispută Histria și Orgame Argamum, în ziua de astăzi, bineînțeles din perioada romană, la Cap Dolojman, Jurilovca. În cazul Histriei există datele aproximative de fondare menționate de două surse. Una îi aparține Pseudos Cumnos, care consideră că Histria a fost fondată în 630-620 înainte de Hristos. Cealaltă îi aparține lui Eusebius din Cezarea, care în a sa cronică consideră că Histria a fost fondată pe la 657 înainte de Hristos, în timpul celei de-al 33-a Olimpiade. În schimb, în cazul orașului sau așezării cetății Orgame, există o mențiune a unui logograf, a unui istoric care a scris în proză, tot milesian, și anume Hecataios, care menționează existența acesteia în secolul 6, înainte, până la jumătatea secolului 6 înainte de Hristos. Este foarte interesant această chestiune, lucru, fapt dezbătut în volumul de istoria românilor referitoare la colonizarea greacă în această zonă a regretatului profesor Alexandru Avram. Dacă interesează pe cineva dintre privitorii dumneavoastră, i-aș recomanda călduros, da, să frunzărească, să consulte acele articole, acele capitole referitoare la colonizarea greacă în Dobrogea. Este extraordinar. Vreau să deschid pe această cale apetitul, da, pentru aceste lucruri care sunt excepționale și care ne-ar putea reprezenta foarte bine, da, pe plan și intern și extern. Ce vedeți dumneavoastră aici este reprezentarea, copia mai degrabă, a unei monede. Noi spunem de dragma de argint. A fost bătută pe la 480-475 înainte de Hristos, destul de timpuriu, după un etalon atic. Da? Imediat. Pe revers este reprezentată emblema cetății sau stema cetății, vulturul pe delfin și denumirea acestui oraș în dialectul ionic Istrie, căci Histria a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului. Normal, ea este recunoscută ca Istros sau Istria. Este o toponimie împrumutată de la Dunăre, pentru că vecii greci denumeau Dunărea Istros, ceea ce înseamnă pe Dunăre sau lângă Dunăre. Da? Ulterior apare sub această denumire de Istrie, da? Sau Istria Polis sau Istriopolis. În perioada romană deja se schimbă puțin denumirea, în Histria, așa cum a intrat în mentalul colectiv al tuturor. Da? Ca simbolistică, vulturul putea reprezenta lumea deasupra, iar peștele lumea de dedesubt. Este în corelație de această dată cu aversul, care este singular în toată lumea greacă. Neexistând vreun etalon de comparație, s-au emis ipoteze, da, vis-a-vis de simbolistica celor două capete, unul în poziție normală, celălalt răsturnat. Se pare că ipoteza cea mai interesantă, verosimilă, ar fi că ar putea fi reprezentat zeul Apollo, principala divinitate histriană, în dublă ipostază. În ipostază stoniană, ca divinitate subpământeană și pământeană, și ca divinitate celestă sau uraniană. De ce? Pentru că în perioada elenistică el va fi fost asimilat zeului soare Helios, devenind astfel
Apollon, Phoebus Apollum, adică epicleza sau supranumele de cel străveziu. Romanii se găruiesc să-i consacre jocuri populare denumite ludii apolinare. Ei bine, el este această divinitate, Apollonietros, tămăduitorul, cu alte cuvinte, aceasta este supranumele său, epitetul sau epicleza, este în același timp eponimul cetății. Ce înseamnă acest lucru? Că preoții acestei divinități împrumutau numele lor anului în curs. Așa era măsurat timpul, așa era respectată cronologia. Pentru că fiecare cetate, stat, de regulă, avea propriul calendar. Da? Propria măsură, da? A timpului. Bun. Este foarte importantă această monedă pentru că s-a bătut până spre sfârșitul secolului IV înainte de Hristos. Da? Moneda, moneda Histriei este prima monedă din metal prețios bătută pe actualul teritoriu al României. Este excepțională, să știți. Este un lucru extraordinar. Bun. Aici avem... Se găsește moneda în muzeu? Aici nu, din motive de securitate. Ea este prezentată foarte bine la Muzeul Național de Istorie și Arheologie din Constanța, a cărui secție suntem noi, la cabinetul numismatic. Okay. Sperăm ca odată cu renovare să aducem măcar o copie sau mai multe copii să le putem prezenta publicului larg, amator de asemenea antichități. Aici sunt obiecte ceramice care aparțin unei culturi și civilizații Hamangia, am vorbit anterior, da, fondată de o populație microasiatică la sfârșitul de mileniu 5 și de mileniu 4 înainte de Hristos. Ceramică tracică de această dată din Hallstattul Mijlociu din secolele 9-7 înainte de Hristos. Această ceramică a fost descoperită în teritoriul rural histrian. Acesta este un menhir. Este o piatră lungă în traducere. Acest menhir, această statuie, a fost descoperită, destul de stilizată, a fost descoperită sub mantaua doi tumuli suprapuși de Vasile Pârvanul este 16 la Baia Hamangia. Pe această piatră de mormânt, imediat este reprezentată o divinitate feminină care simbolizează fertilitatea și fecunditate. Sunt reprezentate destul de schematic brațele, colierul, gura, nasul, ochii, iar în spate se văd omoplații, coloana vertebrală și topoarele de luptă proprie tradiție la epoca bronzului. De regulă, acești menhiri erau dispuși sub formă de cromlech, adică de cerc, așa cum au fost ei descoperiți la Stonehenge, sau în șiruri paralele ca la Carnac în Bretania, în Franța de astăzi. Da? Ei bine, asemenea menhiri, mai micuți, chiar avem unul la Constanța, au fost și de producție scitică. De regulă erau așezați pe tumul și puteau simboliza ori pe conducătorul de trib, ori pe defunct și putea să aibă o calitate apotropaică, adică de a apăra, da? Memoria și sufletul defunctului. Este foarte, foarte interesant. Deci de a proteja mormântul. Da. Da? Asta e foarte important. E, acele reprezentări apotropaice apar de cele mai multe ori la pova triremelor, acelor vase de luptă. Dacă ați văzut și pe vase, dar și în filme, care reproduc scene de lupte navale, navele au acei ochi, da? Lateral. E, asta e calitatea apotropaică, adică de a proteja vasul și marinarii și echipajul în luptă. Așa cum sunt amuletele sau totemurile, da? Au acest rol de a proteja. Ceva spiritual, mă. Sigur că da, sigur că da. Aici, în această vitrină, este... Iubire, dar înainte de a prezenta, vreau să precizez un lucru. Aceste obiecte, aceste piese au fost descoperite la Nuntaș, într-un sanctuar consacrat Demetrei, care era
divinitate a agriculturii, zeiția agriculturii. Este din, el a fost construit în perioada elenistică, în secolul 3 înainte de Hristos, iar aceste divinități, aceste două divinități, sunt asociatele Demetrei. Aceasta este Cybele ori Cybele. Are o denumire foarte interesantă. Magna Mater Deum, Marea Mumă a Zeilor. Da? Sau Mama Leilor este recunoscută ca fiind, deoarece este reprezentată de una pe jilț, la Ionieni, cu un pui de leu în brațe, ori încadrată de doi lei, sau cu un pui de leu la picioare. Apare uneori asociată cu eroul, zeul erou, adică, în alte cuvinte, cavalerul trac. Divinitate, prin excelență a apei, a naturii, a vegetației, în perioada elenistică devine protectoarea corpului civic, adică a cetățenilor. Este o altă discuție, adică ne ia foarte mult timp să discut despre cetățeni, pentru că ei erau cei mai importanți într-o cetate, stat sau oraș-stat, la greci, mai ales în cadrul orașelor cu regim democratic. Pentru că numai cetățenii erau eligibili și puteau alege în funcții publice, în magistraturi, dacă ne referim puțin la viața politică. Pentru că într-un oraș grecesc, instituțiile tradiționale sunt adunarea populară, da, demos, după aceea ne referim la sfat, la sfatul bătrânilor sau la senat, bule, și la magistrați, arhonții, da? Care erau aleși și numai cetățenii aveau dreptul, da, de a alege și de a fi aleși în aceste funcții, în aceste magistraturi, practic numai ei conduceau, luau deciziile în numele tuturor în viața politică a orașului. Deci asta este foarte mare. Iar calitatea de cetățean, atenție, ți-o conferea dreptul de proprietate, de regulă asupra unui lot de teren. Și acum o să fac un pic, o trecere rapidă, o mini-dizertație, zic așa, la fondator. Ce înseamnă? În momentul în care apare expediția colonizatoare, ea este condusă de un comandant, de un șef. Noi spunem oichise sau ctistes. Printre alte îndatoriri, el avea îndatorirea de a împărți teritoriul agricol limitrof în loturi și prin tragere la sorți să-i împroprietărească pe primii coloniști care devin astfel primii cetățeni. Este un lucru extraordinar, da? El alege locul templului, divinității principale eponime, da? Și delimitează teritoriul în intramurul al cetății. Mai exact, locul prin care trebuie să fie construit zidul de apărare, zidul de incintă. Sunt multe, multe lucruri foarte interesante, da? De cunoscut și de știut despre construcția și funcționarea unei cetăți. Ulterior se trece rapid la organizarea instituțională. Da? Și făcură vorbire în urmă câteva minuțele despre cele mai importante sau reprezentative instituții decizionale grecești. Revenim la piese, da? Înțeleg că locuitorii cetății Histria se închinau? Nu, aveau temple, da, în care erau dedicate anumitor divinități. Existau, printre care și Cybele, sigur că da. Atenție aici, existau cultele publice ale cetății. Ele trebuiau respectate de absolut toată lumea, indiferent că erau cetățeni sau nu, locuitori ai orașului. În schimb, în cadrul familiei puteai să respecti orice, să venerezi orice altă divinitate. Nu ți se impunea, nu era interzis. În schimb, în momentul în care ieșai pe ușa casei, trebuia să adori exclusiv acele divinități, pentru că altfel riscai să fii acuzat de impietate. Așa cum a fost acuzat marele filozof Socrate în anul 399. Da? El a fost acuzat că nu respectă cultele cetății, publice ale cetății, și corupe tineretul. Și atunci a fost condamnat la moarte. Știți foarte bine că el a cerut să-i se dea o cupă de cucută, a băut-o, după care a trecut în neființă. În schimb, numele său a rămas nemuritor. Pentru că până la el vorbim de presocratici, de filozofia presocratică, iar de atunci filozofia socratică. E, aceasta este Nike. Da? Este
Zeița biruinței, zeița victoriei, întotdeauna apare, este reprezentată, mai corect spus, zeița Atena cu ea în palmă. Iar dincolo este Efebul. El simbolizează frumusețea unui adolescent ionian. Este chiar o instituție foarte importantă, interesantă, Efebia, la ionien, ca de altfel Irenatul la spartan, la dorieni. Bun. Mergem mai departe. De aici au pornit coloniștii din Milet. Metropolă situată în sud-vestul Turciei de astăzi, în Asia Mică. Este foarte important Miletul în cercetarea istorică și arheologică. De ce? El era cea mai importantă metropolă din Ionia. Da? Din vestul Turciei, din vestul Anatoliei de astăzi, din vestul Asiei Mici. Practic, era o metropolă dezvoltată economic, comercial și politic, dar mai ales intelectual. De ce? Pentru că aici și-au avut fieful, să zic așa, primii filozofi, primii cântitori, Tales, Anaximandru și Anaximene. Da? După aceea, primii scriitori în proză, Hecataios, pe care l-a menționat anterior, și Cadmos, și nu în ultimul rând, un strălucit, un genial inginer, filozof și arhitect, Hippodamos de Milet, care a inventat sistemul urbanistic al lui un oraș clasic, greco, ulterior roman. Da? Ei, de aici au pornit primii coloniști, după 675 înainte de Hristos, și au colonizat bazinul Mării Negre. Da? Printre care Istrosul, Histria, la 657 ori 630-620 înainte de Hristos. Practic, ei vor fi constituit un adevărat imperiu colonial care aveau drept scop exploatarea bogățiilor sau resurselor naturale din zone, din zonele respective. După Plinius cel Bătân, Istoria Naturalis, se pare că ei, milesienii, au fondat circa 90 de colonii întreg bazinul Mării Negre. După Seneca, 45-40 de colonii, da? Bun. Bineînțeles că odată cu venirea grecilor în bazinul Mării Negre, se schimbă și denumirea. Până atunci era cunoscută ca mare neospitalieră, Axeinos. Ulterior se transformă în mare ospitalieră, Euxeinos, da? Pentru că se pornește de la cuvântul persan axena. Axena înseamnă negru, închis, mohorât. Da? De ce? Pentru că aici persistă ceața în bazinul Mării Negre, furtunile se iscă din senin și lipsesc, sigur, că golfurile. De aceea avea reputația aceasta rea, să nu zic altfel, da? De mare neospitalieră. Dar când grecii vin, da? Încep să o cunoască. E foarte interesant că prima dată scrie despre această zonă Euripide în piesa Medea. Face referire la această zonă. Da? După aceea, încet, încet, începe să fie cunoscută de greci, după care începe această roire, cum îi spunem noi, a milesienilor în Marea Neagră. După ce va fi fost distrus Miletul la 494 înainte de Hristos de perși, moștenirea, să zic așa, colonizatoare va fi fost preluată de dorienii din Heraclea Pontica. Da? Heraclea Pontica fiind, practic, fondată, ctit sau ctitorită de dorienii veniți din Megara. La rândul lor, heracleuții, printre alte cetăți-stat, fondează Calatisul și Chersonesos în peninsula Crimeea. Iar milesienii, și noi nouă ne place să credem, că împreună cu istrienii, sau și istrienii, poate și-au adus aportul la fondarea orașului Tomis, de la jumătatea secolului 6 înainte de Hristos. Ceramică cu figuri negre din perioada arhaică, secolul 7-6 înainte de Hristos. Din Grecia Orientală,
În fine, aici o să discutăm câteva lucruri despre istoria Histriei, destul de comprimat, da? Destul de succint. Ce este important să reținem despre Histria încă de la început? Că în decursul a 1300 de ani de locuire întreruptă a traversat mai multe perioade istorice. Perioada greacă, romană, timpurie și romană bizantină. Ei bine, inițial când se construiește orașul, în secolele 76 înainte de Hristos, în perioada arhaică, el era format din două entități sau nuclee afrontate. Acropola și așezarea civilă. Au fost descoperite, din punct de vedere stratigrafic, trei niveluri arheologice. Cel mai important nivel arheologic este cel de al treilea, care a fost surprins și este considerat că a apărut în urma distrugerii Histriei datorate ori lui Darius I, ori sciților norpontici. Ce se întâmplă? Darius I, regele Persilor, își dorea cu ardoare să invadeze Grecia. Și atunci avea un potențial dinamic foarte puternic la nordul Mării Negre, și anume sciții. Atunci el decide să facă o incursiune, da? Să-i pozorească pe sciți ca să aibă liniștea necesară invadării Greciei. Ei bine, această expediție nu s-a soldat cu vreun succes sau altul, pentru că sciții s-au ascuns, s-au dat o bătălie hotărătoare. Și atunci, Histria, între 514-513 înainte, putea să fi fost distrusă ori de perși, da? Ținând cont de faptul că sciții erau mai aproape, istrenii se puteau alia cu ei, sau mai degrabă de sciți, ținând cont de faptul că Miletul, metropola Histriei, era în relații de subordonare a perșilor. În sfârșit, după această distrugere, suprafața de incindă, care era de circa 60-67 de hectare, se restrânge la circa 30 de hectare. În perioada clasică, de secolul 54 înainte de Hristos. În această perioadă, la Histria au loc două evenimente remarcabile. În primul rând are loc emisiunea monetară de 480-475 înainte de Hristos, iar în cel de-al doilea eveniment vizează viața politică. Ei bine, la Histria are loc o revoltă populară, în urma căreia sunt înlăturați oligarhii, cei care au fondat Histria, fondatorii să le spunem, și este instituit regimul politic democratic model atenian. Nu știm cu certitudine când a avut loc acest eveniment extrem de important. Dar știm cu certitudine că Aristotel, împreună cu ai săi studenți, în cadrul liceului său, dezbate această problemă. Și știm că la Histria, practic, oligarhia s-a transformat într-o adevărată democrație. În acest răstimp, Histria a distrusă de două ori. Cea mai importantă poate fi datată la 339 înainte de Hristos, atunci când armatele conduse de Filip al II-lea, tatăl Alexandru cel Mare, intră în conflict cu un rege scit, Atais, pe care îl învinge și acela moare pe câmpul de luptă. Ei, după moartea lui Alexandru cel Mare, la 323 înainte de Hristos, se intră într-o altă perioadă istorică, și anume perioada elenistică, care se desfășoară până în anii 30 înainte de Hristos. În această perioadă destul de zbușumată, Histria e distrusă de patru ori. Cea mai importantă survine la jumătatea secolului I înainte de Hristos și este datorată regelui Burebista și alianțelor armatelor sale. Regele Burebista reușește într-o expediție fulger, desfășurată între 55-54-48 înainte de Hristos, să anexeze toate orașele grecești din vestul Mării Negre, da? Să le anexeze la regatul Dac. Ei bine, după ce marele rege este asasinat, poate concomitent cu Gaius Iulius Cezar, în anii 44, Histria își recapătă autonomia, libertatea. Dar durata este destul de scurtă, deoarece între anii 29-28 înainte de Hristos, armatele romane, cum se numește Licinius Crassus, invadează acest teritoriu și ocupă pentru mult timp Dobrogea de astăzi. Da? Bun, orașele grecești, de luăm și noi de la nord la sud, Orgame, Histria, Tomiscalatis, vor intra sub autoritate romană în anii 3 sau 2 înainte de Hristos.
dar ele nu vor fi, ele vor fi arondate regatului trac al Odriselor pentru administrare. Bun, n-ai vrut să intrăm în mai multe amănunte, da? Ei bine, în perioada următoare, perioada romană timpurie, inaugurată de un nou regim politic, mă refer la Roma antică, pentru că pe 16 ianuarie anul 27 înainte de Hristos este practic proclamat primul împărat roman, da? Și regimul politic instituit este cel al principatului, odată cu proclamarea lui Octavianus în această funcție extraordinară și recunoscut de calitatea de Augustus, el instaurează Pax Romana, pacea romană. Datorită acestei păci, Histeria își revine, se dezvoltă, iar în perioada împăratului Hadrianus, cel iubitor de greci, Filelen, cum îi spunem noi, adică între anii 170-138 după Hristos, se pare că Histeria își extinde suprafața de incintă. Da? În perioada enistică a fost de 10 hectare, iar în perioada romană timpurie va fi de circa 30 de hectare. Ei bine, la jumătatea secolului III după Hristos, Histeria este rasă din temelii de Alianța Carpogotică, eveniment menționat în istoria Augusta, Vita Maximi et Balbini, și anume se face precizarea Exilium Histeriei, adică distrugere totală. Da? În urma acestei distrugeri totale se restrânge incinta drastic pentru ultima oară de la 30 la circa 7 hectare, unde pe fosta acropolă grecească se construiește orașul roman târziu sau roman bizantin de secolele 4-7 după Hristos. Da? E bine, în această perioadă, secolul 4-7 după Hristos, Histeria este distrusă de 8 ori. Pentru că după goți vor veni hunii, avarii, slavii și bulgari. Iar în prima parte, în prima jumătate a secolului 7 după Hristos, după 1300 de ani de locuire neîntreruptă, Histeria practic își încheie mesajul istoric. Ea va fi abandonată de locuitori datorită intensificării expedițiilor populațiilor migratoare. Da? Asta este. Locuitorii se vor retrage în zona limitrofă, în satele dacoromane create de-a lungul timpului. Iar Histeria va mai fi locuită efemer sub forma unui sat sau unui cătun, cam până spre sfârșitul secolului 7. Mai exact după a doua jumătate a secolului 7. Până spre 681, când vin bulgarii, cum spun cea lui Asparuh sau Isperuh, da? Și care se așează definitiv în Munții Balcani. Aici este un curos. Curos înseamnă tânăr, cu alte cuvinte. Da? El a fost descoperit în zona sacă grecească. Da? Sunt acești curoi, sunt puțin descoperiți în bazinul Mării Negre, dacă nu mă înșel, vreo 4 sau 5, printre care unul la Histeria. Este realizat din marmură de Denis Lee, într-o manieră milesiană, iar influența este orientală, vedeți, da. Coafura părului, da. De regulă, acești curoi aveau înălțimi gigantice. Sunt sigur că ați văzut, dacă ați mers în Turcia, în Grecia, de peste 2 metri. Prima dată ei personificau, eu știu, eroi, inițial, eroi, sau eroi civilizatori. După aceea, s-au orientat sculptorii, artiștii la tineri și au fost într-o perioadă, au reprezentat pe tineri. Aici, acești curoi din bazinul Mării Negre nu erau foarte înalți, aveau circa 1,50 m, 1,60 m. Sunt foarte, foarte interesanți. Fetele se numeau corai și ele întotdeauna apar. Da, ele apar întotdeauna reprezentate cu un picior în față, cu un zâmbet în colțul gurii, ținând în palmă o floare, o pasăre sau un obiect. Și avem și un model, să spunem așa, a felului în care arătau aceste fete, corai, da? Acolo este o scenă de luptă. Pe acel vas se numește Olpe, este atică, Amazonomahia, uciderea Amazonei. Foarte, foarte interesante.
În această vitrină sunt expuse teracote care provin din zona sacră grecească de secolul 7-1 înainte de Hristos. Ei sunt acrotere, sunt olane, sunt țigle, sunt teracote, vedeți, pictate, sima pictate, iar pe această țiglă de coamă este zgâriată în Bustrofedon, adică într-un scris șerpuitor, dedicația către Afrodita. Așa a fost identificat, de la jumătatea secolului 6 înainte de Hristos. Așa a fost identificat templul dedicat Afroditei. Ha? Uitați aici. Se vede. Viața religioasă la vechii greci și la romani, de ce nu, era reprezentată de construcția templelor și altarelor. Este foarte important de știut faptul că templu fără altar putea exista. Da? Altar fără templu putea exista, dar templu fără altar nu, pentru că pe altar se aduceau sacrificii, ofrande și libații divinității. De multe ori templele nu erau terminate, nu erau finisate în interior. De ce? Pentru că ceremonialul religios avea loc în fața templului, la altar. Pe când bisericile creștine, fiind inițiatice, epatează la interior și mai mult neglijate la exterior. Aceasta este contradicția, să zic așa, și diferența între aceste edificii de cult, păgâne respectiv creștine inițiatice. Aici este o cadă de baie greacă, refolosită ca sarcofag în perioada romană. Ea a fost descoperită la Istria Sat, capul vilor, chiar este zona în care a fost descoperită într-o necropolă plană de înhumație. A fost refolosită. Romanii aveau un simț practic extraordinar, ieșit din comun. Refoloseau, reutilizau tot ce... Sigur că da. Tot ce le prisosează, zic așa. Cam acesta este scurtul nostru periplu la parter. Mai avem... Da, avem și sus. Mai avem jos acum câteva piese, două, trei vorbe. Și mergem mai departe. Trebuie de bătăți o încheiem și invitația pentru turiști să vină, pentru că vom avea o altă prezentare. E pentru că suntem aici să discutăm inițial despre această friză care este extraordinară. Ea aparține un moment histrian, dar la sfârșitul secolului II, început de secolul I înainte de Hristos, din perioada elenistică. Pe fața anterioară acestei frize sunt reprezentate 8 dintre cele 12 mari divinități, da? Din panteonul grec al zeilor olimpieni, da? Din Olimp. Și de la stânga la dreapta îl avem pe Apollo, Hephaistos, da? După aceea este Poseidon, Eros, Afrodita, Atena, Zeus, Hermes, probabil Hera. Pe cele două laturi este reprezentat zeul soare Helios, da? Protectorul insulei Rodos. Și putem vorbi și despre colosul din Rodos, da? Făcând aluzie la Helios, da? Din perioada, construit în perioada elenistică, care proteja intrarea sau accesul în portul insulei Rodos. Este o friză excepțională, da? Care confirmă faptul că la Histria și în perioada elenistică, în pofida perioadei destul de tumultoase pentru oraș, și nu numai pentru Histria, ci pentru toate orașele din această zonă, încă existau meșteri, încă existau resurse, da, financiare pentru construcția unor edificii care erau decorate cu asemenea frize excepționale. Este bine de știut și de reținut că la Histria, în perioada romană timpurie, orașul a rămas prin excelență de cultură și civilizație greacă. Drept dovadă stau aceste fragmente arhitectonice în care este folosită atât limba greacă cât și limba latină, bilingvismul, dar romanii cu spiritul lor
diplomatic și fiind abili, le-au permis grecilor să și le-au recunoscut vechile instituții grecești. Ele au funcționat până târziu, în perioada romană târzie, până în perioada romano-bizantină. E, aici, pentru că suntem într-un muzeu de arheologie, o să prezint în ordine cronologic câteva piese care sunt remarcabile și care surprind sau ilustrează perioadele istorice traversate de Histria. Și o să încep cu această bază a statuii de cult a lui Apollo Nietros, confecționată la începutul secolului IV înainte de Hristos, descoperită de Vasile Pârvan în elevația turnului mare al cetății Târzii, refolosită ca material de construcție, bineînțeles. Din păcate, statuia turnată în bronz, pierdută în antichitate. Aici este dedicația preoților către Apollo Nietros. Acestea sunt fragmente ale templului consacrat lui Theos Megas, adică ale Marelui Zeu. Din păcate, nu știm cine a fost această divinitate. Se datează în secolul III înainte de Hristos, poate pe la jumătatea lui. Pe arhitravă este dedicația celui care a închinat templul lui Apollo Nietros, un anume Peisistratos, din Tasos. Ordinul arhitectonic este doric, iar marmura este din Tasos. Practic nu știm cu certitudine unde a fost construit, adică locul său a fost, bineînțeles că în zona sacră grecească, dar nu știm locul cu exact in situ, să zic așa. El a fost practic deranjat de la locul său și aceste fragmente au fost aduse odată cu construcția acestui muzeu și darea lui în folosință. Aceea este una dintre cele mai impresionante inscripții descoperite vreodată la Histria. Ea are circa 3,80 cm înălțime, pe o lățime de 0,87 cm. Este foarte importantă pentru că sunt menționați fruntașii Gherusiei, fruntașii sau membrii sfatului bătrânilor din anul 138 după Hristos. Este foarte importantă deoarece noi ne-am făcut o viziune de ansamblu asupra enilor care locuiau la Histria în anul de grație 138 după Hristos, în anul morții lui Hadrianus, și acolo sunt nume de greci, greci romanizați, traci elenizați, traci romanizați. Începe practic inscripția un preambul în care este menționat numele președintelui în exercițiu al sfatului și adunării populare, un anume Artemidoros, fiul lui Herodoros, care a donat o sumă de bani pentru celebrarea sărbătorii Trandafirului, a Rosaliei, adică a rusalilor în ziua de astăzi. Da? E foarte important. Iar spre sfârșit se face referire la cea de-a doua întemeiere a Histriei, un subiect viu disputat. Revenind la Gherusia, ea avea un rol în educarea tineretului în spiritul respectării cultului imperial. Este un lucru esențial. Romanii, cu spiritul lor practic și simțul diplomatic excepțional, reușesc să constituie o alianță a orașelor din vestul Mării Negre și la început de secolul II, care s-a numit Koinon ton Elenon și din care făceau parte când 5 orașe Pentapolis, când 6 orașe Hexapolis, și este vorba despre Histria, Tomis, Calatis, Odessos și Dionisopolis plus Mesambria. Ele aveau rolul de a educa populația orașelor în spiritul respectării cultului imperial. Pe lângă alte prerogative, acestea erau cele mai importante. Și practic, în traducere Koinon ton Elenon, se numește, poate traduce sau înseamnă comunitatea grecilor din Pont.
Ea poate a fost prefigurată, această comunitate, de anumite alianțe realizate de orașele grecești în perioada elenistică, în căutare de rotunjirea veniturilor. Asta este foarte, foarte important. Poate putea fi prefigurat. Iar dincolo este Bazilica Episcopală de la Histria, da, care ocupă, de fapt, care ocupa 2% din suprafața totală de numai 7 hectare. Ea era construită în centrul cetății. În opinia cunoscătorului creștinismului dobrogean, regătatul profesor Ioan Barnea, se pare că era prevăzută cu un etaj. Avea niște dimensiuni extraordinare. Avea 58 de metri lungime. Lățimea transeptului era... Transeptul este nava care confirmă forma crucii. Da? Era de circa 28 de metri. Iar lățimea naosului, nartexului și atriului, era de circa 18 metri. Accesul în această basilică se făcea dinspre partea de vest printr-un portic. Urma atriumul, nartexul sau pridvorul, care era locul catehumenilor, adică acelor care urmau să fie botezați. Ei nu aveau voie să intre în naos. Naosul trinavat. În nava centrală se mai vedeau încă, în momentul descoperirii, urmele unui amvon. Acolo este cripta. Bema era podiumul de pe care se dărea serviciul liturgic. Cripta fiind... Cripta, locul în care erau mormântați, da, arhierei, adică episcopi. Okay, da. Sau inițial, mai corect, puteau să fie depuse relicvariile cu moaștere primilor martiri, conform tradiției creștinismului primitiv sau inițial. Pentru că mai avem o bazilică, dar să terminăm și după aceea vă spun imediat. Absida pentagonală la exterior, semicirculară la interior, și cele două anexe la nord și la sud, care constituiau baptisteriumul, adică protesis la nord, era locul în care se păstrau obiectele de cult, obiectele liturgice și euharistia, și diaconicum, anexa de la sud, care servea ca vestiar, ca secretariat și ca loc de întâlnire între preoți și enoriași. Da? E bine, la Histria a mai fost descoperită o bazilică creștină în Piața Mare, în estul Pieții Mari, poartă denumirea descoperitorului ei, Grigore Florescu, și era prevăzută cu o criptă. Din păcate, relicvarul pierdut în antichitate. Ea, de exemplu, a fost construită la sfârșit de secolul V, probabil, și a funcționat pe durata secolului VI după Hristos. Revenind la Bazilica Episcopală, se pare că aceasta a fost construită în perioada împăratului Justinian, între 527-565 după Hristos, având ca model, poate, Bazilica Sfântului Ioan din Selciuc, de lângă Efes. Este posibil ca în această zonă orientală să fie existat un singur program arhitectonic de construcție al acestor bazilici, recte, modelul fiind cel din Selciuc. Dar își regăsește practic similitudini această bazilică din punct de vedere arhitectonic la Filip în Macedonia și la Justinian I în Serbia. Vreau să mai fac o precizare, și anume că programul sau mai degrabă proiectul Bazilicii Sfântului Ioan din Efes a fost elaborat de Isidorus cel Bătrân, care împreună cu Anthemios, un alt arhitect genial, au elaborat proiectul Hagiei Sofia din Constantinopol. Iată, vedeți, această atmosferă culturală, sigur că da, milesiană. Este foarte important de precizat și faptul că pe latura sudică a transeptului, acestei nave care conferă forma crucii, a fost descoperit acest fragment de mensa sacra, de masă sacră, de trisagion. Pe circumferința acestui platou era practic gravată tripla invocare a lui Dumnezeu, a divinității. Sfinte Doamne, Sfinte Preaputernicule, Sfinte Nemuritorilor, miluiește-ne pe noi.
Agios Theos, Agios Exurus, Agios Satanatos, ele sunt emas. Acest lucru demonstrează încă o dată faptul că în ciuda, în pofida, eu știu, așezării mai mult orientale acestei zone, din punct de vedere dogmatic, la Histria și în pofida grecofoniei, Histria, din acest punct de vedere, se apropie mai mult de Occident, da? De creștinism occidental decât de creștinism oriental. Aici se respecta dogma niceano-calcedoniană. Aici sunt cancelii. Cancelele practic trafurate. Cancelele reprezintă un gărduleț, da? Care departaja practic sau despărțea, să spunem așa, spațiul sacru de cel profan. Practic din aceste cancelii se dezvoltă iconostasul sau catapeteasma în Biserica Ortodoxă, Biserica Răsăritean. El, aceste canceli împreșmuiau, practic, bema, acel podium, da? Și altă, care de care se derua serviciul liturgic, și el despărțea altarul, așa cum am spus, de celălalt spațiu. Ce este acum în fața, și acum în fața altarului? Da, 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 sigur că da, da. Păi ce este acel, sigur, acel perete, acel zid, da? Care desparte spațiul sacru în care n-are voie să intre, cu excepția unor zile intră bărbații, femeile niciodată, dar intră preoții acolo. Doar preoții, da? Bun. Iar aici sunt, este tencuială pictată policromă din, descoperită din această bazilică. Da, da, da. Așa, până încheiere aș vrea să menționez un lucru pe care noi îl așteptăm de foarte mult timp, și anume renovarea muzeului, care va debuta începând cu luna martie, sigur, și sperăm ca în câteva luni, poate până în vară, să se încheie și astfel să putem reintroduce în circuitul turistic expoziția muzeului, care este complexă, este variată și este de o valoare excepțională. Eu vă mulțumesc că ați venit și vă aștept și cu altă ocazie, cu mult drag. Și pe dumneavoastră și pe cei care vor privi, da, emisiunea realizată și produsă de dumneavoastră. Atât de aici. Mulțumim tare mult. La revedere! La revedere!